Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Panoramic și în această seară vă propun o emisiune de suflet pentru că am invitat în această seară pe Andreea Popa, președintele filialei Târgu Jiu a Asociației Uniunea Femeilor din Gorj, iar Asociația Uniunea Femeilor din Gorj face lucruri din suflet pentru multe suflete care au nevoie de ajutor. Bună din seara. Care asociație fac și o parte, dar n-am să fiu părtinitoare, am să fiu realizator de televiziune. Bună, Andreea! Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă mulțumesc pentru că alegeți să faceți parte din echipa noastră, pentru că sunteți un om de o mare valoare. Mulțumesc că nu ne-am întâlnit să vorbim despre mine, vorbim despre organizația din care amândouă facem parte, iar în această seară am vrut să te invit pentru că te-ai implicat ca președinte al filialei Gorj în organizarea unui nou spectacol de umanitar și trebuie spus, dragi telespectatori, că deși în vară am făcut primul spectacol umanitar al asociației împreună cu televiziunea Insta TV, dacă vă amintiți, O șansă la viață pentru Costi, căruia îi urăm multă sănătate. Și ziceam noi, vedeți ce greu e, gata, anul ăsta nu mai facem, suntem la al treilea spectacol umanitar care urmează și despre care am să te rog să vorbești. Da, iată că evenimentele au luat o amploare de când ați dat startul unor spectacole caritabile, astfel că ne aflăm deja la al treilea. Într-o jumătate de an, ceea ce spun eu că este un lucru extrem de important pentru asociația noastră. Iată că de această dată am ales să facem un spectacol caritabil în perioada sărbătorilor de iarnă. Chiar așa se numește spectacolul nostru, Fi bucuria unui copil în prag de sărbători, pentru că dorim să ajutăm copiii care fac parte din două familii să aibă sărbători mai bune anul acesta. Știm cu toții că în județul Gorj, în țară, în lume, sunt foarte multe familii care, din păcate, trăiesc într-un mediu defavorizat, dacă putem să-i spunem așa, iar noi, prin asociația din care facem parte, încercăm să aducem un zâmbet pe chipul lor, să aducem poate o masă mai îmbelșugată acolo unde este cazul și să aducem o speranță în ochii părinților care, de multe ori, privesc neputincioși către copiilor. Mai ales că trebuie să știe telespectatorii, aceste cazuri care au fost selectate, toate cele trei cazuri sunt legate în special de problemele de sănătate și nu neapărat sociale, poate chiar deloc sociale, dar de multe ori sănătatea pune probleme unor familii care ajung să facă totul pentru a răzbi, dar de multe ori au nevoie de ajutor. Sigur, noi ne îndreptăm atenția către aceste cazuri medicale, cum ați spus, însă avem și foarte multe activități pentru a-i ajuta și pe cei care au alt tip de probleme. Aș vrea să revin puțin la spectacolul caritabil care va avea loc pe data de 28 noiembrie, începând cu ora 17:30. El se va desfășura la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Am ales să cerem ajutorul unor artiști, atât din folclor, din folk, de muzică ușoară, pentru a reuși să vindem cât mai multe bilete la acest spectacol caritabil, iar banii care vor fi colectați din vânzarea biletelor să ajungă către aceste familii. Aș vrea să și precizez despre ce este vorba pentru ca telespectatorii în Sat TV să știe dacă vor participa la spectacol, pentru ce vor da acei 20 de lei, pentru că pe bilet. Exact, este important să știe unde ajung banii. Avem de această dată o familie cu doi copii, ambii sunt bolnavi. Familia este din municipiul Târgu Jiu. Unul dintre copii, cel mic, este hiperkinetic, astfel că necesită un tratament lunar care costă 250 de lei, iar celălalt, pentru care practic am fost contactați, are 14 ani. Este un caz deosebit care ne-a impresionat enorm. Am fost acolo cu colegele noastre din asociație
Și mama ne-a prezentat situația de foarte mulți ani. Efectiv, duce o viață cum nu aș vrea să vă explic. Este o viață extrem de chinuită, ăsta ar fi cuvântul cel mai potrivit. Este un copil care a fost diagnosticat cu autism. Este un copil care are foarte multe probleme în ceea ce privește partea cardiovasculară, astfel că pe 2 decembrie va suferi și o intervenție chirurgicală pe inimă. Părinții vor merge la București, vor merge ulterior la Timișoara pentru a-l opera, astfel că situația impune să le oferim o mână de ajutor. Motiv pentru care aveți, dragi telespectatori, afișat numărul meu de telefon, dar puteți doar să dați SMS-uri, asta am să vă rog, 0766-314-582, dacă doriți să cumpărați bilete la spectacolul caritabil organizat de Asociația Uniunea Femeilor din Gorj, bineînțeles în colaborare cu teatrul Elvira Godeanu, care ne-a sprijinit în sensul că și nu costă nimic sala, adică nu plătim artiști, nu plătim... Totul se va realiza în regim de voluntariat. Exact, toată lumea face voluntariat, iar toți banii care se strâng din bilete vor merge către cazul... Sigur. Pe care l-am selectat. Noi vom avea și o urnă de donații, de asemenea, biletele mai pot fi cumpărate și de la sediul Asociației Uniunea Femeilor din Gorj, mă refer la sediul din Rovinari, pot fi cumpărate de asemenea prin intermediul meu, prin intermediul doamnei Simona Radoi, care este și președintele asociației noastre, și de la ENSA TV pot găsi și eu am bilete, deci puteți să mă căutați oricând. Doar să existe intenție de a face bine, de a ajuta această familie care se află în mare dificultate, pentru că biletele se găsesc. Da, vom avea muzică folk, muzică populară. Vom începe spectacolul la ora 17:30. Va debuta cu muzică folk. S-au alăturat demersului nostru artiști precum Florin Camen, Cătălin Stepa. Vom avea și puțină muzică ușoară. Vorbim de Oana Marinescu și Marius Tiriplică, cu care ne mândrim pentru că sunt de aici tineri de-ai noștri din Târgu Jiu, care au ajuns să fie cunoscuți și la nivel național. Ulterior, pentru că discutam despre sprijinul pe care ni l-a oferit Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, aș vrea să vă precizez că am avut parte de o deschidere extraordinară din partea domnului director Cosmin Brehuță, care s-a arătat interesat să sprijine evenimentul nostru și chiar au spus că vor oferi un scurt moment artistic, practic o bucățică dintr-o piesă de teatru, pentru ca spectatorii noștri să aibă parte și de un astfel de moment cultural. După acest moment de teatru, vom avea artiști din folclor care vor urca pe scenă pentru spectatorii care vor fi prezenți pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Aș vrea să și menționez aici câteva nume. Colega noastră Elisabeta Vasile, care va fi sprijin și la alte spectacole și care îi mulțumim. A fost practic cea care a propus primul spectacol. Da, ne-a propus nouă și noi am propus asociația să fie și organizator. Și care a fost și un succes și și-a atins scopul. Un mare succes, da. Pentru că am vândut, dragii telespectatori, 800 de bilete și am strâns foarte mulți bani și din vânzarea biletelor, dar și din donații. Chiar și artiștii, după ce că au venit, au cântat, au cheltuit, au pus și bani în urnă. Da, și Elisabeta Vasile a fost și la primul spectacol, și la al doilea, va fi și la acesta, bineînțeles. Ne bucurăm. Va fi și Gabi Olteanu, Antonia Stoian, lista este mult mai lungă. Îi puteți vedea și pe afișul nostru, afișul evenimentului, care, așa cum ați spus, probabil rulează deja. Și care poate fi văzut și pe pagina de Facebook a Asociației Uniunea Femeilor din Gorj. Poate fi văzut și pe pagina Asociației Uniunea Femeilor din Gorj și la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și în alte instituții din orașul Rovinari, din municipiul Târgu Jiu și tot așa. Noi sperăm să fie un spectacol reușit pentru că am vrea să îi oferim o șansă reală acestui copil să aibă tratamentul corespunzător și să beneficieze de intervenția asta chirurgicală pe care vă dați seama că părinții o
suportă cu mari emoții, pentru că nu este un lucru ușor să-ți vezi copilul bolnav, să-ți vezi copilul că va fi operat dependent pe inimă. De... Sigur. Da. Să sperăm că gorjenii vor fi alături de noi și de ce nu și din alte județe. Dragi telespectatori, ne-am bucurat să veniți alături de noi, să putem să fim alături de această familie. Biletele sunt încă în vânzare, nu s-au epuizat. Până pe data de 25 noiembrie vor putea fi cumpărate biletele. Noi am reușit să vindem deja un număr destul de mare, pentru că atunci când vine vorba de copii și mai ales de probleme medicale, am văzut că există o mare deschidere din partea oamenilor. Iată că, din fericire, încă mai vorbim de oameni care mai au ceva acolo bun în suflet și aleg să dăruiască și mai departe. Da, în condițiile în care suntem într-o economie de piață destul de dură, eu zic că e foarte greu să vinzi bilete la un spectacol în condițiile în care, știți foarte bine, viața e destul de grea pentru toți, dar cu siguranță părerea mea este că meritul aparține, bineînțeles, pe lângă, adică nu numai a celor care cumpără biletele, ci și a celor care vin cu biletele în întâmpinarea lor și îi roagă până la urmă să participe la spectacol. Și aici trebuie să felicităm organizația, care trebuie să precizez este apolitică, deci este un ONG, da? Da. O organizație non-guvernamentală. Un lucru foarte important de asemenea, da? În activitatea care... noastră, că nu suntem legate de niciun partid politic, nu avem absolut nicio apartenență, acceptăm ajutorul oricărui politician, să spun așa, și a oricărui partid. Bineînțeles, a oricărei persoane. Dar un ajutor dezinteresat. Bineînțeles că dezinteresat, ajutor dacă dezinteresat. Pot să fac asta, dacă nu, mulțumim, nu. Exact. Deci preferent nu facem servicii, departe. Noi primim donații. Da? Tocmai din acest motiv a și fost constituită această asociație, pentru că știam noi că dacă se vor implica bărbații, mai apare o suspiciune că e politic, că e nu știu cum, așa am zis, bun, hai să ne ocupăm noi femeile de lucrurile astea, pentru că atunci când suntem unite, suntem și puternice și iată că putem face lucruri minunate împreună. Da, iar organizația în momentul de față are peste 100 de membre din mai multe localități ale județului Gorj. Eu a fost, în momentul în care am fost solicitată dacă vreau să particip, să fiu membru al acestei asociații, bineînțeles, prima dată a trebuit să zic ok, ce facem noi împreună? Dacă tot ne-am adunat, hai să ne strângem, da, să facem ceva. Și am propus, dragii mei, cred că vă amintiți dacă ați fost atunci pe recepție, ca să zic așa, am propus să organizăm o expoziție cu vânzare de mărțișoare și da, cadouri. La Muzeul Județean. La Muzeul Sim. Județean Gorj, un alt partener drag nouă și... pot să spun că, de fapt, a fost prima dată când președintele reușit, asociației, da, Simona Rădoi și cred că Loredana de la Rovinar, Loredana, nu Pupăzan, mi-aduc Pupăzan, da, au fost invitatele mele atunci la emisiune, erau cam primele contacte între mine și voi. Da. Le-am invitat la emisiune, dacă vă amintiți, ne-au povestit despre acțiunile care erau în derulare, care tocmai se terminaseră și... le-am arătat ce minuni făceam eu, ce aveam pe cine niște pilogravuri, niște nebunii. Știu că dumneavoastră chiar a fost cea care ne-a îndrumat, da, să ne descoperim și noi talentul artistic și iată, exact, că am mânuit acolo tot felul de lucrușoare care au ieșit. Și ne-am apucat de pictat, de făcut tot felul de manufacturi care s-au transformat în obiecte. Chiar Simona zicea, eu nu credeam că pot să fac așa ceva. Deci chiar a fost o experiență plăcută și, dragii mei, în 3 săptămâni am realizat o expoziție cu peste 500 de piese, cred, da? Mărțișoare și alte obiecte de gen suveniruri.
fost și colega noastră Alina Păună, care și-a prezentat acolo florile acelea superbe și, din și le-a vândut aproape toate. Da, exact, și le-a vândut aproape toate. Da, niște flori care seamănă foarte mult cu florile reale. Da. Și ca de fiecare dată, bineînțeles că banii au ajuns către oamenii care în au acțiunile nevoie. Umanitare, da. Banii care s-au, au rezultat din vânzarea acelor obiecte. Trebuie să mulțumim Anei Maria, Ana Maria Lungu. Lungu, care a venit cu elevii ei de la Rovinaria, de la Cioclei, care a venit cu elevii de la Târgu Jiu și care au expus și ei alături de noi. A Ana fost, Maria este cadru didactic în Rovinari și chiar este de la începutul și de asociației. Da, este o persoană extraordinar. Deci am făcut numai lucruri frumoase împreună. Deci e de ajuns să ne punem ceva în cap. Exact. Și realizăm. Și mi-a plăcut că au venit inclusiv o doamnă din, nu știu ce comună, nu mi-am amintesc, pe undeva pe lângă Alben, cred că Prigoria. Așa, poate. Cu o expoziție superbă de tablouri de quilling. Da. Deci am descoperit niște talente și chiar aveam emoții. Băi, în 3 săptămâni facem noi expoziție, da. Anunțăm, dăm sfoară în țară să vedem știu ce că iese. Am discutat că este foarte și am început scurt pe grup. Și... Frate, postați acolo să vedem ce ați lucrat. Ne-am întâlnit la Rovinare, am lucrat acolo, am cumpărat ce trebuie, materiale. A fost o acțiune așa, dintr-o dată, în forță și când am văzut rezultatele... Că tot vorbeați de acest eveniment al cărui, să zic așa, că organizator principal ați fost, sau să zic mentor, iată că și spectacolul pentru Costi tot dumneavoastră l-ați organizat. Da. În Sat TV, în parteneriat cu asociația din care da, face și noastră parte. Și iată că și chiar vorbeam atunci după ce s-a terminat spectacolul lui Costi, nu se știa cum e, zi, măi, stați și te că eu am făcut, facem biletele frumos cu declarate la impozite și taxe, da. Sunt anumite, deci nu hai cu un bilețel, știu eu, o mică invitație scoasă la imprimantă, deci... Oricum, cei care au cumpărat au bilete văzut că sunt respectate oficiale, toate normele, cu matcă, da, cu serie, care se înregistrează la... Facem totul transparent, legal. Legal de asta și, se poate... bineînțeles, până la ultimul leu banii merg la cazurile pe care le... Sigur, noi oricum justificăm în contabilitate fiecare bănuț pentru că vrem să fie transparent. Da, dar s-ar putea justifica și de altă natură și trebuie să spunem că, din păcate, ONG-urile au de suferit pentru că există ONG-uri în România, nu știu, în alte părți, care au obiceiul să colecteze bani pentru anumite cazuri, da. După care să zică, ok, hai să ne scoatem întâi noi cheltuielile, să le dăm la o parte, ceea ce înseamnă salarii, înseamnă benzină, înseamnă multe, multe cheltuieli de funcționare și ce rămâne dăm la caz. Și mai sunt, bineînțeles, și acele pseudo ONG-uri, să spunem așa, care iată că ne știrbesc cumva credibilitatea. Tocmai. Și da. Și am avut de suferit, trebuie spus că s-a putut considera, aoleu, voi sunteți politici, aveți interese politice. Uite că nu. Aveți, știu eu, ce faceți cu banii. Uite ce facem. Deci, singurul nostru interes este să ajutăm. Cred că ne-am unit așa și din dorința de a nu fi singure, zic eu. Păi asta am și zis chiar doamna Simona Rădoi, președintele nostru, spunea că la un moment dat această idee cu asociația i-a venit de la o doamnă mai în vârstă care spunea, domne, aș vrea să existe la un moment dat un loc din ăsta unde să ne întâlnim numai noi femeile, să nu mai existe suspiciuni din partea bărbaților că ne ducem nu știu unde, dar să fim numai noi ale noastre. Și atunci a zis, băi, dacă este cazul, hai să facem o uniune de femei și bineînțeles că nu o facem doar să ne întâlnim, să socializăm, hai să o facem pentru toată lumea, adică să beneficieze toți. Să mai și facem ceva, mai ales că, așa cum știți, dragi telespectatori, potrivit legii, un ONG poate să primește, poate primi acele declarații, cum se cheamă? 2%. Mă rog, nu știu ce număr are declarația, dar este vorba de acei 2% din impozitul pe venit pe care orice cetățean poate să-l doneze, motiv pentru care puteți și dumneavoastră să donați. Și cu această ocazie chiar vă rugăm să veniți în sprijinul nostru și să donați acei 2%. Știm că toți deja îi dăm într-o parte, în alta, dar credeți-mă că de foarte multe ori poate acești bani nu ajung chiar la acele cazuri pe care noi am vrea să le ajutăm. Însă, prin intermediul asociației noastre, vă asigurăm că
Și de asemenea, firmele pot să doneze prin, iar așa, un o declarație mai care se depune la finanțe, 20%. Da, 20%. Pot să doneze din impozitul pe profit sau pe venit, depinde cum funcționează, în ce mod funcționează. Și puteți vedea oricând că acești, nu trebuie decât să întrebați și vă putem justifica fiecare leuț care se utilizează și pentru ce anume se utilizează. Deci puteți, nu neapărat avea încredere, dar eu zic că prin fiecare membru al asociației care intră în această asociație, fiecare femeie care intră în această asociație, prin credibilitatea pe care o are și prin calitățile care îi sunt recunoscute la nivel de societate, pot garanta și pot gira asociația pentru a avea încredere oamenii că această asociație nu are niciun interes decât acela de a ne ajuta între noi odată și de a ajuta pe ceilalți cu proiecte prin care facem colecte de fonduri și de obiecte și cu persoane țintite și pe care le arătăm și care pot oricând să spună că au primit absolut tot ceea ce s-a donat pentru ele. Sigur, și cu această ocazie aș vrea să fac și precizarea că poate există persoane care au această posibilitate să ne ofere cei 2%, cei 20% și chiar se pot alătura asociației, bineînțeles. Dacă sunt femei. Dacă sunt femei. Dacă sunt bărbați, putem vorbi cu soțiile. Da. Pot vorbi și cu soțiile, bineînțeles. Sau. Da. Și să facă parte din asociația noastră. Noi primim pe toată lumea cu dragă inimă, pentru că, așa cum am spus, totul se realizează în regim de voluntariat. Trebuie doar să-ți dorești să faci bine și să te alături unei echipe care are acest scop. Și pentru că am primit o întrebare, ce fac bărbații care nu au nici prietenă, nici soție? Poate au soră, mamă, cu siguranță, deci. Pot să nu se înscrie în asociație, ne pot sprijini cu tot ceea ce pot dumnealor și noi o să le mulțumim frumos. Și bineînțeles că vor avea satisfacție atunci când vor vedea că banii au făcut o faptă au bună. Ajuns exact la cineva care chiar are nevoie. Bani, obiecte, servicii, absolut orice. Exact. Da. Bun, și acum să vorbim, pentru că tot vorbeam despre, am făcut așa un preambul despre credibilitatea fiecărui membru în parte, fiecărei femei care face parte în această asociație. În această seară, dragi telespectatori, a avut loc o lansare de carte la Bumbești Jiu a uneia dintre membrele asociației, o femeie pe care nu am cunoscut-o eu personal până acum, dar în ora în care am stat acolo la lansare mi-am dat seama ce om extraordinar este și ce înseamnă să faci ceva pentru pasiunea ta. Dar făcând ceva pentru pasiunea ei, a făcut ceva important și pentru comunitate. Și am să te rog pe tine să prezinți cărțile care au fost lansate și să o felicităm pentru... Vorbim de doamna Victoria Stolojanu Munteanu. Are foarte multe cărți scrise. Ne-a prezentat 4 dintre ele la această lansare de carte. Cea mai recentă este cea 70+1, este vorba despre o carte care conține legende din toate localitățile județului Gorj. Că tot vorbeam noi în drum spre emisiune că este o carte extrem de muncită, pentru că, iată, a fost nevoie de multă documentare să afle legendele de peste tot din toate localitățile Gorjului. Iar eu promit că doamna va veni la noi în emisiune și vom discuta despre această carte, dar n-am invitat-o astăzi, vă spun și de ce, odată pentru că Andreea trebuia să-și promoveze spectacolul pe care l-a inițiat, tu ești inițiatoarea acestui spectacol. Alături în primul rând, colega noastră Amalia Lungu. Exact, Ana Maria Lungu, căreia îi mulțumim, și în al doilea rând pentru că trebuie întâi să citesc cartea. Să vă faceți o opinie. Categoric. Critic, literar, bineînțeles. Aș vrea să vă și arăt. Aceasta este una dintre ele, Victoria Stolojanu Munteanu, Omul fără frică. Am cunoscut-o mie, mi-a plăcut foarte mult. V-am și spus motivul. Este Hai să o arătăm și pe ea, pe verso la carte. Mă uitam că nu se vede foarte clar, numai să văd, cred că aici, așa, dacă se vede. Ea este da. Și e un om extraordinar. Iar ca să scrii cărți în ziua de astăzi și mai ales cărți documentate, adică nu beletristică simplă, hai să-mi închipui ceva să scriu pe hârtie.
că tot am niște bani, hai să o și public. Nu. Și chiar o întrebare care aș fi vrut să o adresez așa din prima, dacă eram la o conferință de presă, dar eram la o lansare de carte, însă a spus singură. De unde mă gândeam, de unde atâția bani să scrii cărți, să publici cărți? Și iată că sunt din toate domeniile. Din familie, fraților. Iată că sunt din toate domeniile, pentru că, așa cum spuneam, dezbate în cea mai recentă carte și subiectul legendelor care există în localitățile județului Gorj, se duce cumva spre arta asta populară, dar are o carte scrisă acum 20 de ani, de care chiar vorbise, Spunem tot ce vrei, care este de romantism modern. Deci iată că a încercat probabil să, eu știu, să puncteze așa cam toate domeniile. Chiar am văzut-o, am observat-o pe doamna Victoria într-o emisiune care a fost publicată acum, se derula pe timpul lansării de carte și observasem la dumneavoastră o inocență de care vă spuneam, pe care nu o mai vezi la oamenii din ziua de astăzi. Păi și emisiunea s-a făcut acum vreo 20 de ani, dar azi era, nu știu, avea acel aer care îți inspira ceva, acel ceva. Prea puțin scriitor mai inspiră. Da, și era atât de deschisă în ceea ce spunea și atât de convinsă că da. Care-i problema? Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Foarte tare e, da. Foarte tare. Și ne ca să scrii cărți în ziua de azi... Ne bucurăm foarte mult că face parte din Asociația da. Uniunea Femeilor din Gorj. Deci da. Uniunea este genul de om care chiar este un câștig pentru astfel de asociație. Și o felicităm. În continuare aș vrea regia să-mi spună cât timp mai avem, dar până una alta aș vrea să mai povestim și despre alte laturi ale asociației, ce alte genuri de activități au avut loc în ultima perioadă, în perioada sărbătorilor anului trecut, pentru că noi avem mai multe aripi de acoperire, ca sigur să zic că așa. Statutul nostru este destul de vast. Pe lângă aceste spectacole caritabile de care ne ocupăm după ce ați dat startul dumneavoastră și iată că ne ies, pentru că trebuie să fim lipsiți cumva de modestie și să spunem că își ating scopul. Ne ocupăm foarte mult și de domeniile acestea pe partea de tineret, pe partea de vârstnici. Noi chiar funcționăm în cadrul asociației pe câteva departamente, cultural, educativ, tineret, vârstnici, sănătate. Astfel că încercăm să acoperim cumva toate domeniile în funcție de planul de activități pe care îl avem în fiecare an. Pentru că în fiecare an noi ne întâlnim, stabilim un plan de activități pe anul care urmează și încercăm să ne ținem cu toată seriozitatea de toate evenimentele pe care le planificăm. Aș vrea să vă precizez câteva evenimente care au avut loc anul acesta. Chiar de curând am fost prezente la căminele de bătrâni din municipiul Târgu Jiu, la căminele private, pentru că anul trecut de sărbători am mers și la cele de stat. Am întâlnit acolo povești impresionante, pentru că mulți vor spune sau au concepția că dacă unii bătrâni aleg să fie la un cămin privat, au posibilități financiare foarte bune. E bine, vreau să vă spun că nu este mare diferență între căminele de stat și căminele private. Nu mă refer neapărat la condițiile care există aici, ci la poveștile de viață, la acele suflete care, indiferent de condiții, suferă. Vreau să vă spun că am găsit atât de multă bucurie pe chipul lor că efectiv au fost vizitați de cineva, că efectiv cineva le-a întins o mână. A fost, nu chiar știu, dacă au acolo tot ce le trebuie. Exact. Au fost exact. Impresionați de faptul că cineva a venit să-i mângâie, să-i asculte, da. Să le ofere un mic dar. A fost un moment deosebit care, nu știu, chiar te face să reflectezi asupra vieții, asupra bătrâneții, asupra tuturor lucrurilor care există. În altă ordine de idei, pentru că vorbeam de tineret și pentru că tineretul este mândria țării, nu și viitorul nostru, așa, aș vrea să vă precizez că a noastră colegă Loredana Popozan chiar a demarat în cursul acestui an un proiect extrem de interesant, care viza prevenirea sarcinilor nedorite și informarea în ceea ce privește metodele de contracepție atunci când adolescentele încep să aibă o viață sexuală activă. Au mers
În 4 unități de învățământ s-au încheiat parteneriate cu unitățile școlare. Să spunem și unde anume s-a mers, în ce școli? La liceul de la Bârsești, în Rovinari s-a mers și la colegiul tehnic numărul 4, Ion Mincu, din Târgu Jiu. A fost o acțiune de succes, pentru că de cele mai multe ori, adolescentele, tinerii în general, aleg să nu comunice acasă ceea ce ar trebui să comunice. De aceea, de cele mai multe ori, este necesar ca cineva din exterior să vină și să le explice anumite lucruri, pentru că, iată, numărul tinerelor, fetelor, care ajung să fie însărcinate de la o vârstă extrem de fragedă, este alarmant. De cele mai multe ori vorbim asta, de dar copii aleg care ajung și întrerupă sarcina, exact, pentru că da, nu își pot asuma asemenea responsabilitate și atunci mult mai bine ar fi să prevină sarcina, nu să trebuiască să ajungă să o întrerupă. A fost încheiat un parteneriat și cu un lanț de farmacii care ne-a asigurat toate materialele necesare pentru desfășurarea activității și, bineînțeles, că au fost încheiate acorduri de parteneriat cu unitățile de învățământ, iar elevele s-au arătat extrem de deschise și de interesate, mai ales că noi am avut alături de noi un medic ginecolog și pe această cale îi mulțumim foarte mult doamnei doctor ginecolog Dana Popescu, am avut de asemenea un psiholog. Și ele fac parte din echipa noastră pentru că, iată, din fericire avem alături de noi oameni deosebiți din toate mediile de activitate. Și care își pun la dispoziția asociației atât cunoștințele cât și expertiza pe care o au în domeniul în care lucrează. Bineînțeles că și anul acesta, în perioada sărbătorilor de iarnă, vom avea activități, vom ajuta câteva familii, de această dată dorim să ne axăm și pe mamele singure care cresc 2, 3, 5 copii, pentru că știm cu toții cât este de greu să crești un copil. Ne-am propus ca în perioada sărbătorilor de iarnă să vizităm aceste familii, bineînțeles să încercăm să-i și monitorizăm pentru viitor și să-i ajutăm atât cât se poate. Avem o întrebare de asemenea, deci încă o întrebare, cum putem să vă găsim? Ne puteți găsi, pentru cei care utilizează internetul, bineînțeles, așa cum am spus, pe pagina noastră Asociația Uniunea Femeilor din Gorj. Acolo pagina sunt, de Facebook, da? Da, pe pagina de Facebook, acolo sunt două numere de contact pentru a ne contacta și a discuta eventual despre problemele pe care le aveți sau dacă aveți de prezentat un caz care necesită ajutor. De asemenea, ne puteți găsi și la sediul Asociației Uniunea Femeilor din Gorj și care se află în orașul Rovinari, strada Păcii. Și bineînțeles... Și bineînțeles îți propun să dăm și numărul de telefon al președintelui asociației, sunt convinsă că numărul ei este și acolo pe pagina, da, oficială. Da, este. Să-l spunem. 0727 754 450. O să-l mai repet pentru cei care n-au apucat să-l noteze. 0727 754 450. Iar el dacă nu ai nimic împotrivă, pentru că ești președintele filialei Târgu Jiu, îți propun să dăm și numărul tău de telefon. Sigur că da. Te rog. 0761 170 908. Deci 0761 170 908. M-am simțit puțin așa ca la școală, ca și cum aș fi spus o poezie. Sunt convinsă că sunt oameni care au nevoie de sprijin și chiar îmi spunea Simona, președintele asociației, că după ce a început mediatizarea activităților la noi și la alte televiziuni și la alte mijloace media din Gorj, care v-au primit cu brațele deschise, așa cum este normal să fie susținută o asociație care are activități sociale și umanitare. Spunea Simona că au început să fie contactată și de persoane din alte județe pentru diverse situații deosebite. Chiar am rămas impresionată pentru că în urmă cu aproximativ jumătate de an, cred, doamna Simona Rădoi a primit un telefon de la o doamnă care, în urma unui conflict familial, conjugal, da, a ajuns pe stradă cu copiii în toiul nopții.
Și a din găsit... Din ce județ? Nu a reținut exact din ce județ, însă... Dar nu cred că era din Oltenia, nu, că nu știu era, că mi-a povestit era, și mie. Da. De undeva din nordul țării. Exact. Ne-a contactat și bineînțeles că a solicitat ajutor. Doamna Simona, vă dați seama, îndrumat-o ce poate face atunci, noaptea, după care a luat legătura cu autoritățile și iată că acest caz a fost soluționat pentru că a putut primi, a fost găzduită mama cu copii și noi bineînțeles că ne-am simțit împlinite că s-a rezolvat un caz, pentru că știm cu toții că numărul femeilor abuzate este foarte mare. Da, trebuie... Poate nu știu multe persoane sau poate n-au, nu știu la cine să apeleze, a exact. Fost o situație de majoră, de nevoie de ajutor, există în, probabil în fiecare municipiu reședință de județ aceste case maternale, cel puțin în Gorj există, dacă da. Este vreun județ în care nu există, ne-am bucurat să fim anunțați. Iar acele case maternale sunt făcute special ca femeile care sunt puse într-o situație limită și sunt nevoite să plece de acasă cu copiii sau chiar și singure, dacă există situația, dar sunt case maternale, deci speciale pentru mamă și copil. Ele găzduiesc acele mame și acei copii timp de o perioadă de 6 luni, după câte știu eu. Timp în care, mă rog, se discută și cu familia, se caută soluții, dar dacă, sigur, o femeie care ajunge în stradă nu știe numărul de telefon al casei maternale, dacă dai telefon la informații, sigur nu o să afli atunci care este numărul de telefon, iar dacă intervenția Asociației Uniunea Femeilor din Gorj a făcut o... a făcut ca să se rezolve acea situație pentru o mamă singură și abuzată. E un lucru bun. Ca femeie aș vrea să vă spun că eu consider că ar trebui înființată o astfel de asociație peste tot în România. În fiecare județ. În fiecare județ. Tocmai din acest punct de vedere privim și noi lucrurile și încercăm să ne extindem, după cum știți, la nivelul județului Gorj, încercăm să ne extindem filiale, să înființăm filiale și la, în municipiul Motru și la Bumbești Jiu, iată că avem și la Târgu Jiu și la Rovinar și încercăm să ne aducem aportul cât putem în toate localitățile județului. Și bineînțeles, chiar dacă nu sunteți din județul Gorj, dragi femei, dragi copii, pentru că sunteți copiii mamelor voastre care sunt femei și automat sunt domeniul de activitate al asociației, deci chiar dacă nu sunteți din Gorj și vă aflați într-o situație limită, puteți să dați un telefon și veți fi îndrumate poate la o asociație din județul dumneavoastră pe care încă nu o cunoașteți. Bineînțeles. Poate reușim să vă ajutăm luând legătura cu instituțiile care au obligația să își exercite activitatea, dar din păcate, după cum știți, există instituții, să nu generalizăm ca să nu fim rei, există instituții care se mișcă mai greu, ONG-urile se mișcă mai repede sau cel puțin Asociația Uniunea Femeilor din Gorj. Sau îi putem ajuta cumva să se miște mai repede astfel încât să... Să le dăm o mână de ajutor ca să nu spunem altfel. Da. Da. Ei, dacă nu știu de faptul că au obligații, măcar să știe de frica presei, deci frica asociațiilor. Din păcate cam așa am ajuns să funcționăm în România. Nu e nicio problemă. De rușine, de frică sau de altceva, important e să acționeze. Bineînțeles. Să le dăm o mână de ajutor ca să nu spunem altfel. Avem în evidență și foarte mulți copii pe care încercăm să-i ajutăm. Chiar vorbeam de colega noastră, Ana Maria Lungu, Amalia, cum îi spunem noi. Ea este cadru didactic în orașul Rovinari și are, așa să zic, o evidență a copiilor care poate provin din medii defavorizate, din familii destrămate, dar care au rezultate deosebite la școală. Pentru că și aceștia merită răsplătiți, bineînțeles, că
oricine vrea să-i fie răsplătit efortul. Și anul trecut a organizat un spectacol pe urmele strămoșilor noștri, iar cu fondurile obținute chiar a cumpărat cadouri pentru acești copii. Și să nu uităm de tombola de jucării? Bineînțeles, care a fost o reușită. Noi, de asemenea, să spunem și despre asta. Deci căutăm tot felul de idei care să atragă fonduri. Exact. Din orice domeniu de activitate primim, bineînțeles, și sfaturi, și idei, și totul. Și la donații. Noi, cum am spus, suntem o familie, astfel că în familie se acceptă tot felul de idei și discuții. Noi sperăm să ne meargă cel puțin la fel de bine ca și până acum, în anii care urmează, pentru că, oricum, fenomenul sărăciei, al abandonului școlar, nu pot fi oprite, nu pot fi stopate, dar acolo unde vom fi chemați, cu siguranță vom întinde o mână de ajutor. Se gândește asociația să se extindă și în alte județe, dacă există, știu eu, solicitări din partea femeilor din zonă care sunt dispuse să se afilieze, adică există o posibilitate ca asociația să devină regională, națională? Sigur că da, asta este și speranța noastră, însă în viitor. Trebuie schimbată denumirea în cazul ăsta. Da, o să faci, nu știu, asociația, o să zicem, asociația națională a femeilor din România, nu? Nu e mare lucru. Noi ne dorim acest lucru, vă dați seama. Este un vis ambițios, să spun așa. Am vrea momentan să ne facem o echipă extrem de puternică aici la nivel local, astfel încât, eu știu, rădăcinile noastre să fie cumva destul de solide, iar când vom extinde echipa, lucrurile să fie destul de bine făcute, pentru că, bine, o să par acum că spun un slogan politic, deși am spus că nu este o asociație, că este o asociație politică, dar ne place lucrul bine făcut. Da. Păi uite, eu mă gândesc că așa este la această asociație, dragi telespectatori, fiecare femeie poate să propună un proiect. În momentul în care a propus proiectul și Consiliul Director în urma întrunirii aprobă dezvoltarea respectivului și desfășurarea respectivului proiect, cine propune proiectul este lider de proiect, răspunde de implementarea lui, spune de ce are nevoie, deci e o acțiune foarte democratică în această asociație. Fiecare poate să vină cu idei, cu îmbunătățiri, adică important e ca proiectul să iese foarte bine. Și cred că acum îmi vine în cap, cum spun eu, mi-a mai fătat mintea o idee. Orice idee poate deveni un proiect reușit. Pentru că televiziunea ENSA TV Regional, dragi telespectatori, este recepționată în 15 județe. M-am gândit să propun asociației Andreea, nu cer acum un răspuns pentru că știm că trebuie aprobată în Consiliul Director, m-am gândit să facem un concurs pe toate cele 15 județe, bineînțeles televiziunea, dacă va fi de acord, mă uit acum spre, e de acord televiziunea? Mulțumesc, Emil! Deci am primit în direct acordul televiziunii, aviz favorabil de la conducerea televiziunii să facem împreună acest proiect, dacă și conducerea asociației va fi de acord, propunerea mea aparține, să ne gândim la un proiect în care să implicăm femei din toate cele 15 județe și să vedem cu ce? Poate chiar cu o expoziție. Uite, cum am făcut expoziția de 8 martie cu obiecte tradiționale reinterpretate, da? Dragi telespectatoare, vă propun, din cele 15 județe în care ne vedem și ne vedem în Muntenia, în Oltenia, în Ardeal și în Banat, haideți să venim fiecare, mă rog, cine dorește să participe, nu toate, că n-avem loc, vă rog eu frumos. Sau putem face un festival al gospodinelor. Muzeu. Uite, un festival al gospodinelor sau hai să facem niște obiecte tradiționale din zona noastră, fiecare, bineînțeles, din tradiția locului în care ne aflăm. Aștept câte o femeie deocamdată, câte o femeie din cele 14 județe ale... Să ne contacteze. Da. Prima, primul venit, primul servit, să știți. N-avem niciun fel de parti pri.
Ne mai gândim, o să venim cu propunerea consolidată, pentru că abia mi-a făcut amintea și încă nu și-a revenit. Glumesc, nu vreau să... Mi-a făcut un pui mintea. Da? Cum se dezvoltă. Da. Ne gândim la un proiect în care să, da, și de gastronomie, și sigur, de tradiții, da, și de așa, și să facem, uite, poate chiar la festivalul avem și telefoane. Dragii mei, SMS-uri, vă rog frumos, da? Pe numărul afișat. Dragele mele. Și poate chiar la festivalul Curtișoara pe care l-am... Credeam că ziceți de festivalul toamnei referitor la cel al gospodinelor, să le corelăm sau cumva. Dar facem un festival al asociației, sigur, de ce nu? Da. În care să cooptăm doamne din toate cele 15 județe, care să vină cu gastronomie, să vină cu tradiție, să vină cu rădăcinile pe care locului le are. Cu, uite, legende, cum ne-a dat ideea scriitoarea noastră, simt cu legende ale locului, poate facem o carte împreună. Sunt convinsă că vom găsi astfel de persoane care vor să intre în acest proiect al nostru și, desigur, mie mi se pare o idee excelentă. Nu? Cred că și colegele mele vor avea acest punct de vedere și, bineînțeles, că așteptăm, nu, o să nu ne antepronunțăm. Spun dezbatem asta pentru că de fiecare dată au avut o mare deschidere spre tot felul de proiecte. Toate propunerile, da, de proiecte toate propunerile din partea membrelor. Că dintr-o mică idee s-a declanșat un mare eveniment, să spun așa. Poate facem un festival al asociației, ne gândim. Sigur, și la da. Nume. Deci, dragi telespectatoare, grăbiți-vă, pentru că deocamdată, din fiecare județ, dar nu spunem acum, data viitoare, atunci când ideea avem ideea stabilită și aprobată, da? Și stabilim exact câte persoane din fiecare județ, pentru că aici vorbim de cazare, sunt multe costuri, da? Da. O să vă anunțăm. Avem un telefon, spune regia? Avem un SMS. A sunat și telefonul, da, într-adevăr. Nu facem înscrierile deocamdată, nu vă grăbiți. Uite, avem un SMS, da. Aș ruga pe Andreea, dacă e ceva de citit pe post, eu n-am ochelarii care trebuie. Crezi că e un SMS care ne interesează? Are legătură cu ce vorbim noi acum? Are legătură cumva cu activitatea noastră, însă ne-a fost trimis un link, probabil cu un copil crescut în orfelinate, care acum ajută copiii și bătrânii nevoiași, însă ce din frumos. Câte văd nu poate să fie accesat. Așadar, încercăm după emisiune să încercăm vedem despre după ce emisiune. Este vorba și cu siguranță, dacă este cazul, vom contacta persoana respectivă. Bineînțeles. Bun. Suntem la final de emisiune, Andreea. Eu sper ca telespectatorii să vină alături de noi la spectacolul umanitar caritabil pe care tu l-ai propus și a fost, bineînțeles, aprobat și iată câți artiști au spus da. Cred că suntem irezistibile, părerea mea. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să-i mulțumesc și colegei mele, Ana Maria Lungu, pentru că și ea s-a implicat enorm în acest eveniment. Teatrului Elvira Godeanu, artiștilor care ne sunt alături și, bineînțeles, tuturor celor care au cumpărat bilete și care vor cumpăra bilete și vor alege anticipat să doneze, pentru că, așa cum am precizat, dacă nu doriți să participați la acest eveniment caritabil sau nu doriți să cumpărați un bilet sau nu puteți, ați dori, dar nu puteți, dar totuși vreți să ajutați familia de care vă povesteam, ar fi bine să ne faceți totuși o vizită sau să ne contactați, pentru că va exista și o urnă de donații. Și un cont pe care și un cont al asociației, îl putem pune la dispoziție pentru... Care se află și pe pagina Asociației Uniunea Femeilor din Gorj. Trebuie doar să precizați pentru care caz este da, cei care vor să doneze, pe care să donați. Pot să facă donații în contul asociației cu precizarea numelui spectacolului. De această dată, fi bucuria unui copil în prag de sărbători. Da? Cu această precizare se poate face donația în contul asociației, iar noi vom ști către ce caz trebuie au orientăm dorit banii. Să... Da. Da. Andreea, felicitări! Mulțumesc încă o dată! Și ție și întregii asociații! Nouă tuturor, pentru că este tuturor, o muncă comună! Da? M-aș bucura ca această asociație să adune mii de membre
să nu fie un ONG din ăla care are 3 membri și atât, pentru că minim 3 sunt obligatorii. Cu siguranță nu este cazul. Și să nu aibă alte activități decât cele de ajutorare și de acele activități care se află în statut și care sunt conform legii care destinate să ne ajute să avem unei o lume asociații. Mai bună până la urmă. Da, dar eu aș vrea să fac precizarea, tocmai pentru că există asociații care sub umbrela unei asociații fac și alte genuri de activități, din păcate, și care strică imaginea ONG-urilor, mai rar găsești o asociație cu peste 100 de membri. Tocmai pentru că trebuie să existe, adică cei care înființează o asociație știți că sunt non-profit, dar în același timp, deci nu fac profit, toți banii îi folosesc în activitățile de genul umanitar, social și de altă natură. Sunt organizații non-guvernamentale, au scopuri nelucrative și umanitare, dar din păcate, deși legea este în favoarea acestor ONG-uri și au facilități fiscale, sunt persoane care înființează ONG-uri și sub umbrela lor fac acțiuni care nu au nicio legătură cu obiectivele. În speranța că am fost foarte clare și că toată lumea a înțeles că acest ONG face exact ceea ce trebuie să facă un ONG, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Invitata mea a fost în această seară Andreea Popa, președintele filialei Târgu Jiu a Asociației Uniunea Femeilor din Gorj. Vă așteptăm la spectacol și fiți alături de noi pentru că vă vom prezenta noul nostru proiect. Dacă se aprobă. Sigur. Andreea, mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă așteptăm alături de noi cu dragă inimă. O seară bună și te mai aștept la emisiune. Cu drag. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Aura Stoienescu. O seară bună.